17. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, având în vedere dispozițiile articolului 50 alineatul 2 din legea numărul 393-2004 privind statutul aleșilor locali cu modificarea și completarea ulterioară. Dispozițiile articolului 51 alineatul 3 din legea administrației publice locale numărul 215-2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile articolului 121, alineatul 1 și alineatul 2 din Constituția României, republicată, domnul Chelaru. Liniște. Știți dumneavoastră. Republicată ale articolului 3, articolul 4 și articolul 6, paragraful 1. Ordonanța numărul 53-2002 privind statutul cadrului al unității administrative teritoriale, în baza articolului 39 alineatul 2 din legea numărul 215-2001, republicat. În temeiul articolului 36 alineatul 3, litera B, alineatul 6, litera A și articolul 115 alineatul 1, litera A din legea numărul 215-2001 privind administrația publică locală și republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispune articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convocă în ședință ordinară pentru miercuri 19 iulie 2017, începând cu ora 16, în sala de ședințe de la primărie, având ca proiect de ordinea de zi următoare. Rectificarea bugetară. 1. Cer scuze. 2. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 3. Aprobarea inițierii procedurii de licitații de sistem asupra loturilor disponibile din satul Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașin. 4. Stabilirea programului de audiențe ale consilierilor locale. 5. Aprobarea statutului Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Articolul 2. Secretarul Comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezenței dispoziției. Articolul 3. Prezența dispoziției va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la afișerul de la primărie și va fi comunicată în termen legal a instituției prefectului județului Bacău. Sunteți de acord cu ordinea de zi până la vot? Împotriva cine? Domnul Giner? Vreau să vă motivez. Domnule, constat că ordinea asta de zi, ca și altă, nu numai pe oamenii de fotografie, este foarte sumată și nu sunt trecute probleme esențiale ale comunului. Sunt niște obiective cu excepția aceasta de la buget, de foaie verde. Adică sunt niște obiective de 3 ore, de 300. Chestiunile importante ale comunului nu au fost trecute. Deci aș vrea să continuă acest primar care e de 13 ani de zile a cheltuit 2000 de miliarde lei și nu este nimic văzut în comuna asta. Nu se face nimic. Deci eu nu sunt de acord cu această ordine de zi, pentru că este o bătaie de joc. Este o bătaie, o bătaie de joc la adresa. Aveți ceva amendamente la ordine de zi să spun bătaie? Da, domnule, pune. Deci, în această ordine nu s-a trecut situația apei, nu s-a trecut situația asfaltărilor, nu s-a trecut situația școlii, nu s-a trecut situația drumurilor, situația dispensarului și așa mai departe. Acestea sunt problemele esențiale pe care noi consiliere de aici, care ne-au fost votate cu întreaga comunitate, trebuie să putem să dăm dovadă. Că știm despre ele și facem ceva pentru ele. Dar de-a lungul atâtor ani de zile, 13 ani de zile, Consiliul Local s-a mulțumit cu astfel de ordine de zi și nu se vede nimic în comună. Nimeni nu se vede în comună. Deci nu sunt de acord cu această ordine de zi, este o bătaie de joc la adresa Consiliului Local. Vă abțineți sau împotrivă? Nu, domnule, văd împotrivă, domnule. Da, asta este.
Își bate joc primarul. Da. Da. Bate joc primarul. Se pune la vot procesul verbal din ședința din 30 mai 2017. Cine este de acord? Cu procesul. Deci procesul verbal de așa, acum mai trebuie să pus la vot procesul verbal de așa. A fost afișat de acum și se putea putea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mă abțin când da. Trecem la punctul 1. Rectificarea bugetară. Da. Aveți multe, domnule. O să prezint materialul. Domnul este plecat din localitatea de și probleme de familie. Ne-a lăsat și o adresă sau o dată de seamă să o aduc la cunoștință către Consiliul Local Mănăstirea Cașa. În conformitate cu legea 215/2001, secțiunea a doua, atribuțiile Consiliului Local, articolul 36, alineatul 4, litera A, propune spre rectificarea bugetului local după cum urmează. 1. Cheltuieli investiții. A. Modernizare drum de interes local cu Rău Dulce, cu o valoare de 755.824,87 lei. Suma este primită de la Ministerul Dezvoltării, urmând ca decontarea lucrărilor executate conform situațiilor de lucrări. Ce valoare de lucrări? B. Construire prag de fund în aval de punte Apostol, cu valoare de 10.000 de lei. Suma este necesară pentru asamblarea unui prag din lemn, urmărindu-se obținerea autorizației de funcționare pentru punte din partea APA Siret, document necesar închiderii proiectului și recuperării sumelor de la AFIR Iași. C. Autorizarea alimentare cu apă, în valoare de 42.000 de lei, sume ce cuprind următoarele componente. Expertiza tehnică, 7.000 de lei, planuri de situație, topo, 7 drumuri, 15.000 de lei și alte avize, 20.000 de lei. Punctul D. Modernizare drumuri comunale, faza proiect tehnic, în valoare de 30.000 de lei, a fost decontată parțial prin factură, din factura de valoare de 90.000 de lei, rămânând astfel o diferență de 30.000 de lei care se va achita până la sfârșitul anului în curs. Suma aferentă proiectării este recuperabilă de la AFIR Iași. Lucrări de reparații la școala gimnazială și sistem de supraveghere a școlii în valoare de 18.000 de lei. Totalul sumelor de la litera B și E, de la B până la E, 100.000 de lei, provin de la obiectivul Punte Lubești, construire prag de fund. Cheltuielile executate pentru investițiile din cadrul comunei până la această dată. Și avem punctul 1. Construire pod Zărnescu, 242.000 de lei, sumă achitată de contată. Și punctul 2. Extindere de rețea electrică în zona Biserica pe stil vechi, sumă de 57.000 de lei. Semnează primarul Claudesi Gabriel. Unele completări consider că mai sunt necesare ca să înțeleagă sau să înțelegem toți. La proiectul modernizare drum de interes local în Părâul Dulce, Comuna Mănăstirea Cașin a desemnat proiect de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Noi lucrăm în felul următor cu constructorul. El execută lucrări, depune situații de lucrări pe care și-o însușește primarul prin dirigintele de șantier. Situația de lucrări, după ce este verificată, suma este facturată, după care să trimite cu adresa de înaintare către minister situația de lucrări și factura. În momentul în care este verificată și de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Dezvoltării trimite în contul primăriei
contravaloarea facturii, primăria, ca să poată să plătească mai departe către executant, trebuie să obligatoriu avem nevoie de această rectificare bugetară, fiind bani neprevăzuți la începutul anului. După care, în baza hotărârii din Consiliul Local, primăria va plăti în continuare executantului. Este un proiect, eu știu, care se derulează, s-a derulat destul de ok până la ora actuală. Din discuțiile avute cu constructorul, se pare că la sfârșitul lunii august o poate recepționa la terminarea lucrărilor. Ca și valoare de contract din 4.907.775, avem valori executate 3.107.122,13. Mai rămânând un rest de executat de 1.803.653. La valoarea executată de 3.107.000 am luat în calcul și ultima factură de în valoare de 755.824,87. Pentru ceilalți, deci cu asta este, nu știu, cred că nu este prima factură care am decontat-o în genul ăsta, că toate s-au decontat așa, că este destul de ok, că avem experiența celorlalte. Pentru capitolul celălalt cu 100.000, dacă vă aduceți aminte, în lista de investiții la începutul anului și, bineînțeles, și la aprobarea bugetului inițial, au fost prevăzute 100.000 de lei prag de fund pentru a putea autoriza de către ABA Siret lucrarea puntei pietonală în satul Pești. Și acolo era prevăzut un pinten, un prag de fund care să în avalul punții, care are rolul de a colmata, să spunem, sau a împiedica spălarea pilelor și a tuleilor podului. În aval? În aval, da. Cum? În aval? În aval. Și turicea cu reziția s-a făcut greu. Vreau în fiecare. Vreau în fiecare. Din reziție. Haideți ca să închei și după aceea discutăm fiecare în parte. Din discuțiile cu proiectantul, el a făcut o listă de cantități și l-a prevăzut să-l facem inițial din beton. După care, la ultima discuție când am avut cu cei de la, și la vizita în teren la cei de la ABA Siret, ne-au dat ideea că se pot face și din pragul de fund, se poate face și din lemn. Prin niște, da, prin încastrarea sau, eu știu, fixarea cu niște elemente din fier care vor fi bătute în și încastrate în marmă, după care în spatele profilului de fier să pune lemnul decojit și atunci apa dă peste, o să dea peste el. Lemn de braț, care rezistă. Lemn de braț și el s-a slăjat. Mi-a dat și documentație și felul ăsta? Și și el o să-și facă foarte bine treaba, urmând ca cei de la Apele Române apoi să ne dea avizul sau autorizația de funcționare a punții, cu scopul ca ulterior să ne putem recupera suma noastră cofinanțată de la AFIR Iași. Și din estimările proiectantului, pragul ăsta de fund, de fapt, care din lemn, a estimat o valoare de 10.000 de lei. Restul de 90.000, din cele 100.000, a
prevăzut pentru alimentarea cu apă 42.000 de lei. Constând în expertiză tehnică, care costă 7.000 de lei, planul de situație și studiul topo la noi de trasee 150.000 și avizul, care, avizele care slăbească la autorizația de construire, încă 20.000 de lei. O să vi se pare foarte mult, dar la avizul de la Lung Silva avem de făcut studiul scoatere din regimul silvic și, și punerea la dispoziție a unui nou teren și plantarea din nou a întregii suprafețe pe care este ocupată de temporar de construcții. Și din cauza asta ajung în jur de 200.000 de lei avizele. La? 20.000. Nu, 20.000, 15.000 și 7.000. Da? Erau 42.000 în total. Da. Adică 420 de milioane. Din 90.000. La, aici am mai făcut vorbit de domnul primar, de modernizare drumuri comunale, faza proiectul tehnic. După știți, cele trei tronsoane aprobate și de dumneavoastră și ulterior și de AFIR, adică ulița cimitirului cu ieșirea de la Bolotan și cu ieșirea în fața blocului, ulița de la Fânărești, Duhul, cu ieșire în stație la Suseni, și ulița de la Toni până la Punte Lupești, la Agosto. O să mai trebuiască achitat 30.000 de lei la proiectul tehnic, proiectantului. Pentru că noi ceea ce am depus acum, am depus avize, certificatul de urbanism și studiul de fezabilitate. La autorizație ne trebuie proiectul tehnic. La lucrări de reparație, școală, gimnazială și sistem de supraveghere video. Am prevăzut 18.000 de lei. Cu siguranță nu o să ajungă. Am avut o discuție cu conducerea școlii. Sistemul de supraveghere video l-au amplasat deja. În jur de 5.000 de lei. O să ne mai trebuiască unde imediat efectuarea unei fântâni și după care dintr-o sală de clasă o să recompartimenteze în așa fel încât să sala de clasă recompartimentată să fie toaletă ca să obțină autorizația de funcționare sanitar veterinară să nu mai avem de la Direcția de Sănătate Publică ca să nu mai avem tot timpul emoții cu o închidică, vestidică. Cam astea sunt, eu știu, discuțiile lărgite pe marginea materialului. Din punctul meu de vedere, e simplu, concis, dumneavoastră dați drumul la discuții, la păreri, la opinii, la ceea ce vreți dumneavoastră. Domn președinte, faceți în scrie la cuvânt. În scrie, da, domnul Cuvânt, vă spun. Eu nu știu de ce v-aș da o hârtie care, conform legii 544, aveți obligația să puneți la dispoziție proiectul complet de la Părul Dulce și contractul acesta. Da. S-a registrat. Ori postic, ori contracost pe hârtie, cum vă rezonați. Da. Și mi se pare niște chestii care nu sunt ortodoxe acolo. Nu, e chiar ortodox. Proiectul e verificat și arăt verificat. Bine, nu înțeles, da? Dar pentru mulțumirea dumneavoastră, pentru liniștea dumneavoastră. Sufletului meu, da. Și o altă chestiune legată de acest proiect. Foarte bine că s-a făcut drumul ăla la Părul Dulce, că erau uitați de lumea acolo. Dar cetățenii care au proprietăți acolo de la din sat de acolo, de chiar din la acces. La acces. Ce face cu oamenii? Noi. Cum se duce să-și costească, cum se duce să-și ia porumbul după tarăla? Cum se duce? Acolo s-au făcut digurile sănătate.
Dumnezeu. O să vină deja toate, toate proprietățile sunt raportate la un drum. Vă referiți la drumul Curcanului? Nu, la drumul Dulce, până pe dos. Cum sunt oamenii aia în stânga acolo? E imposibil. Nu știu unde e așa acum. Până pe rău, trecea prin pe rău. Nu putea să treci din pe rău, vreau să ieși la un drum. Păi de pe rău, un drum să trecea. Și acum, acum? Accesul la drumul Curcanului se facă pe... Nu, nu, la accesul pe dos, acolo, pe drumul Curcanului. O să vede, nu se pot să fac acces la finitare proprietate cu podul. Păi și eu, dacă să mă duc acolo în proprietate, cum fac? Trebuie să mă duc în 10 proprietăți? Să vedem cum o să termine. Lucrarea asta, dacă trebuie, e făcut acces de către... Păi nu că dacă trebuie, cu siguranță. Oamenii îți nemulțumesc cu treaba. Eu o să vă dau chestiunea asta, ceea ce este legal. O să vă dau pe asta. Dacă trebuie la fața locului, eu știu, sunt acces, trebuie văzut unde se poate face un acces comun, nu, pot să fac, nu se poate face acces pentru fiecare. Îmi dați seama, dacă punem, ne apucăm și punem acum punți sau dunde peste bărâu, așa până mi-a dat bărâu mare, ne fund în primul port și la revedere, s-a dus lucrarea. Deci și acolo trebuie gândite la fața locului niște, eu știu, văzut, un... Angajați gânditori, faceți? Nu angajați gânditori, dar la el, deocamdată ne ajută cap. Și de comun acord mergem la fața locului. Nu trebuie să trimitem cineva vânditor. Trebuie să vedem la fața lor. Mă bucur că sunteți în rămâși. Da. Domnul Geo. Da. Mă așteptam că de 100.000 de lei, noi că am făcut bugetul și asta, domnul cumva spunea ceva de dispersare. Că să începem reconsolidarea dispersarei. Că puteam să aruncăm ceva și acolo, nu? Sau când? Da. Am avut o discuție cu un constructor. Mi-a gândit că e așa mai simplu. Să fac o subzidie și o... Și a zis, nu s-a făcut nimeni. Până nu există un cablu de proiect cu niște liste de cantități și cu niște planșe de detalii și pentru armături, nu și-a sunat nimeni. Deci urmează acum să facem și o documentație tehnică ca să putem face reparația în limitele normale, legale și corecte. Am avut așa și sper ca, oricum, în septembrie o să mai aibă o rectificare bugetară și atunci o să fie prins cu siguranță. Care septembrie 2017. Da, bine. Domnul Bielor. Da. Domnule, mai întâi trebuie spus care este valoarea acestei modificări. Ocazia în care noi consilierii să știm câți bani au intrat trebuit la acru în bugetul local. Pentru că s-a spus, în total. Pentru că o să ne trezim la sfârșitul anului, că mai cheltuim 150.000 de lei, cine se atâta cheltuie când ești pe mână prin an, și o să constatăm că nu s-a făcut sau fac, nu s-a făcut nimic. Deci, domnul vice, dacă sunteți în stare, spuneți și mie, care este valoarea acestei sume pe care se reprezintă bugetul? Asta este una. Ca să știm și noi. Domnule, rog, s-a făcut. Deci eu am citit și hârtia, acum ce vreți, să discutăm pe hârtie sau să discutăm așa, pe napert, bătrânește, ca să înțeleagă toată lumea? Păi să înțeleagă toată lumea, domnul, asta vreau, să înțeleagă. Deci, bun, ce n-ați înțeles? Deci îți două rectificări. Care este suma totală de rectificare a bugetului pentru comuna Mănăstirea Cacea? Cât e factura și cât e diferența? Cât s-a primit la Bacău? Haideți să să ne explicăm cu două. Asta știi de ce? Pentru că domnul înainte de ședința asta, ar fi trebuit ca fiecare dintre noi, având în vedere că se care fiecare dintre noi, că ați venit la 10 minute după ce a început ședința. Au fost materiale pe masă, nu mai luați așa trancana. Păi atunci, spuneți-mi și mie, deci am venit la semnal la 3 minute. La 3 minute, am exagerat. Și dumneavoastră nu exagerați. Nu exagerați nimic. Spuneți-vă care este suma aceasta, că care bugetul este în zest, la ora asta, care e acest lucru. Că mi-a zis, pe pentru că rău, ce sunt 4.907 și deja mai departe. Deci, suma care da. Vine de la minister, de la Ministerul Dezvoltării. Așa?
este de 755.824,87 lei. Deci asta este pentru tot bugetul? Nu, asta este sumă care îi venită așa? În baza ultimei situații de lucrări și ultimei facturi decontate de constructor la Pârâul Dulci, în speță al Conel Târgoviu. Deci nu am zis numai de Pârâul Dulci, eu am zis de toată omul asta. Deci... Dar noi acum strict doar de asta ne legăm. Asta este rectificarea. Deci banii au venit de la Ministerul Dezvoltării în contul primăriei. Primăria trebuie să-și refacă rectificarea bugetară ca să poată să plătească strict constructorului. Nu poate să ia de 755 să dăm lui nouă, să facem dispensarul, să facem altă punte. Pentru că noi avem un contract semnat cu Ministerul Dezvoltării, prin care așa se decontează sumele. Noi vizăm situația de lucrări, le xeroxăm, le scanăm, le trimitem la Minister, Ministerul le au și ei o copie după proiectul tehnic și după oferta constructorului. Și împreună constructorul vor să le bifiază. Vorbesc normal, nu vorbesc ca normal și Dodi, dacă vreți să mă ascultați. Păi ascultiți-vă, dar ascultiți și dacă copilul de rigoare. Iar? Alte cuvinte, eu cred că înțeleg românești, nu trebuie să faceți din mâini așa. Nu vorbim de mâini. Dar ce mă oprești? Mă oprești și mi-a dat fapt de mâini? Normal. Dar cum, domnule? Cum adică oameni? Suntem oameni normali. Vă simt normal cu fura, domnule. Nu cu fura. Vă simt normal. Așa. Fata voastră care furați. Vorbiți, vorbesc ceea ce le vorbiți strict la obiect. Nu vorbim la obiect. La obiect. Așa. Deci, rectificarea bugetată de care vorbiți dumneavoastră, nu este alta decât cea care se referă la drumul după Pârâul Dulci, da? Da. Punctul 1. Așa trebuie să spun. Deci, aici, la punctul 1, și nu gesticulez, spun adevăr. Aici, la punctul 1, trebuia să spune rectificarea bugetară pentru investiția după Pârâul Dulci. Nu toate, dar omul înțelege pentru toată omului. Asta e bun. Sub punctul 1, sub punctul 1 cu 2, acum, așa? Din cele 100.000 de lei alocate la începutul anului, buget aprobat de Consiliul Local prin hotărârea de aprobare a bugetului pe anul 2017, din cele 100.000 care au fost prevăzute pentru prag de fund la Puntea Lupești, a fost diminuată. Se ia din cele 100.000, se ia 90.000, rămân 10.000 la punte la Apostol, 42.000 se duc la alimentare cu apă, 30.000 la proiectul tehnic de la modernizare drumuri și 18.000 la reparație și la reparație. Nu s-a terminat la apa aia? Nu s-a terminat. Păi nu s-a terminat. Nu trebuie să lucrăm la sursă. Dar iar să intru în arhiv aici să vă demonstrez că spune primarul destul de clar că este gata apa din 2013, dar are debitul prea mic. Rețeaua este. Băi, domnul, hai nu nimeni împătrăm. Hai, lăsați-mă să vă spune. Nu, nu, nu. Bun. Eu să știți că orice întrebări ața mea e tot pe peste două subpuncte. Peste două subpuncte pentru că... Da, văd un capitol încheiat. Normal că încheia pentru dumneavoastră. Nu pentru mine, pentru toată lumea asta. Așa să înțelegeți dumneavoastră. Domnul Ovice, deci în concluzie, care credeți că este termenul optim sau normal care a fost dispus în documentație, când se va termina acest proiect de facerea drumului Pârâul Dulci. Să știm și noi, noi peste 2 ani de zile mergem cu mașina fără să ne stricăm proiectul de Pârâul Dulci. Deci am avut o discuție cu constructorul și mi-a zis că el mi-a zis 30 aur. Stai să zicem în cursul lunii septembrie. E prea gata la intrare acolo. Termenul a fost depășit din câți ani. Bun. Deci contăm că pe data de septembrie, mergem cu mașina fără să ne stricăm căutăm. Dar așa cum am putem merge cu mașina? Mergem, dar nu pe asfalt. Nu mergem pe asfalt, dar mergem cu mașina. Mergem, dar... Hai, domnule, cu asta ceea ce am mergem. Domnule, mai departe. În legătură cu proiectul de consolidare a școlii, volumul și a dispensarului, ce puteți să ne spuneți, domnule? Dar n-am ce să vă spun acum, domnule. Dar când ne spuneți? Păi când o să avem rectificat de bugetul? De 30 ani, domnule, sau? Alea am discutat mai divers, domnul Belu. Eu acum am cum am... Da, domnule, ziceți cu proiect de consolidare la... Domnule, vă bate jocul, vă bate jocul. Deci, dacă erați atenți, ce este? Vă sunt atenți. Lucrări de reparații, școală, gimnazială și sistem de supra
supraveghere. Asta nu înseamnă consolidarea școlii, că domnule... Dar nici n-am zis consolidare, domnule, mă, dar... Păi eu asta am zis. Când reparăm, când consolidăm școala asta, că dacă dă Dumnezeu cu treburi de 6 sau mai multe gabinete, omoară niște copii, tu ne scoate scămașa ori. Mata, dacă vrei să-ți iei cămașa, te duci, te împrumuți, nu-ți iei cămașa, n-aștept să iei pensia. Pensia o tot aștept în viziunea... Așa și noi. Dacă nu avem bani, cu ce vreți, să începem să consolidăm școala? Nu s-o vreau să fie 2000 de miliarde. Asta în visurile dumneavoastră. 13 ani, domnule, de unde știți să aplicați la lansă? Da. Și la fiecare ședință să cereți. Și la fiecare ședință să cereți. Că aceea, pentru că nu rezolvați nimic. Da, hai, hai, puntuați-vă asta, uitați-vă în ce fapt e comuna asta. Puntuați-vă. Ați propagat-o în măcie, pentru. Da, hai. Luați-vă exemplu de la Cașin, domnule. Duceți-vă și facem domnule, lecții de administrație la Cașin, domnule. Că la Cașin, domnule. Referitor la lucrările astea care se execută, domnule, eu așa de o idee. Recepția să facă, domnule, știu eu de persoane care se pricep în domeniul un pic acela. Știi că altfel un constructor poate să la ce? Dar, la ce? De exemplu, terminarea unui pod sau terminarea unui drum. Deci cineva să facă o recepție care să pricepe un pic, care zică, domnule, într-adevăr, ai respectat, să știi, și proiectul să o citească, să vadă confirmare că s-a făcut corect, s-a respectat tehnologia. Deci cineva, când semnează și aprobă, să fie, într-adevăr, pregătit în domeniu. Asta eu vreau. Dacă aveți, când apar dirigintele de șantier, e acolo, nu? Deci să nimic construiesc. La lucrările executate cu baza proiectelor, lucrări normale. Dacă s-a respectat proiectul, dacă asta e. Vizabite, drumul la Pârvulești, puntea la Lupești, podul la Pârvulești, astea trei, să zicem. Da, da. Ele toate, la terminarea lucrărilor, după ultima factură, constructorul a venit și a prezentat cartea construcției și s-a întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Recepția cine a făcut? Recepția se face de o comisie în baza legii 50, prin care vine reprezentant de la inspectoratul inspectoratul în construcții. Deci nu are treabă legătură cu ei. Nu. Din afară, da? Doi specialiști din afară, experți cooptați, așa. Reprezentant din partea constructorului, reprezentant din partea proiectantului, reprezentant din partea primăriei, inclusiv dirigintele de șantier care a urmărit toată lucrarea, care este, el este secretarul Comisiei Tehnice. Astea sunt prevăzute în legea 50. Cine a fost dirigit pentru Lupești? Pentru Lupești. Gane, cine a fost dirigit? Pentru unde? Cine? Mircea Gane, inginer. Asta e primul. Și cine a plătit? De primăria, bineînțeles. De primăria, bineînțeles. Ce se plătea? Așa. Deci e clar. Și la final, după recepție, să închei cartea tehnică, eventual să completează. Așa. Și cu garanție, după care se deblochează o parte din garanție, ca urmă, ca 70% să deblocheze peste 3 ani, sau depinde de garanție, dar nu e de bani. Și mai mult decât atâta, proiectantul face un referat de admitere a recepției, ca altfel cei de la ISC nu știu. E corect, nu? Da. A doua problemă. Eu am înțeles. Haideți să Eu am înțeles că la rectificarea asta bugetară care o aveți, e direcționat într-adevăr pe lucrări. Deci nu se poate, eu așa am înțeles la dumneavoastră, că nu se poate face așa. Așa este 55 acolo. Dar totuși mă gândeam, totuși, când putem noi să găsim niște bani să începem lucrarea la Lupești? Capela aia care noi ne-am uitat acolo, în spate, ne-ați promit, poate la vizionare să începem. Nu la diverse, că e la rectificare bugetară. Dar e mai mult bugetată, așa așa, și mă gândesc la cineva. Domnule, dată chestia bună. Dacă s-ar putea să ne gândim și la treaba asta, să începem ceva. Nu s-ar urmă nici treaba asta, nu ați dat cheia acolo ca să...
părinții acolo, am stat și ați dat cheia? Nu știu dacă a dat cheia domnul primar, a rămas în spate, o șapă, tot așa. Dar trebuie, domnul, știți cumva, fără 50 de milioane, 60, tot trebuie niște bani. Nu s-a făcut cineva să toarne acolo șapă și să schimbi geamul lui vreun bani. Domnul Vici, dacă începem, să face. Dacă nu începem din loc, așa mai rămâne 2 ani. Dar dacă începem un pic. Așa să vezi. Dar următoarea rectificare bugetară, care sigur, din, am auzit, până în septembrie o să fie, probabil o să fie pentru și chestia și cu siguranță și dispensarul de la Mănăstirea Cașa. Bine, mulțumesc. Dispensarul mare. Mai scrie ceva, domnule? La bine, este chiar nu. Dar acum la diversi mai avem 4 ani de diversi. La diversi primarul pleacă și nu ne ascultă. Da. Astăzi noi la ședință și tot așa. Cine este cu... Și comuna e... De acolo cu cei prin care a bugetat. Împotrivă? Abține? Domnul împotrivă, dar nu văd să facem. Domnul ați votat? Tempul. Așa punctul. Punctul 2. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău. Aici o să prezinte domnul secretar. În speță este vorba de fișa postului la fiecare salariat, transcrisă în, într-un regulament de organizare și funcționare al aparatului primarului. Dacă dumneavoastră o să aveți răbdarea sau dispoziția să citim toate fișele de fișile apostului. Le citim, dacă nu, cum considerați? O să le citească la, la comun sau o să le citească noi acum, în general, cu aparatul propriu, știm fiecare ce, ce compartiment există. Deci, registrul agricol rămâne registrul agricol, domeniul public și privat, deocamdată îl ține domnul șef SBSU, Iliuță, cu ajutorul nostru. Asistența socială rămâne tot pe asistență socială, doamnă Jitea. Am eu făcut ca pentru fiecare parte, domnul secretar, secretarul și ce, de ce poți să ocupă? Secretarul, știți de ce se ocupă, juristul, pe greu cu secretarul să ocupă, doamna bibliotecar are atribuțiuni și de arhivă, și la, la casierii, contabilitate, doamna Roșu, contabil, doamna Olar Cristina are atribuțiuni și de achiziții publice, domnul Apostu are atribuțiuni și de tehnician de urbanist, domnul Folea strict numai agent fiscal. Dar se poate și categoria de calcare, eventual un salariu. Da, nu, nu, nu. Nu, 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 dar nu poate spune că nu le are, nu le documentat. Credeți că cineva le ține minte în cap, așa cum le ține dumneavoastră, minte pe toate? Nu. Sau spune-mi prostii aici. Spui dumneavoastră prostii, domnule, că ești incompetent, domnule. Nu, domnule, nu spune-mi prostii, noi citim pe hârtie. Ce? Exact. Da, îți bați joc de comunul ăsta, domnule. Îți bați joc de comunul ăsta. Iar începe la răbdă? Da, da, domnule, așa este. Să știi toată lumea că am cheltuit aici 2000 de miliarde de lei. Am văzut că cheltuim 2000 de miliarde și suntem lăsă cum am încălgăm raportul. Ce se vede în comunul ăsta? Asta este problema numărul ăsta. Și am văzut de astea 50 de miliarde sau 2000 de miliarde le aveți așa, frumpărezate, pe fiecare? Sau vorbiți așa la un avantgar, la o ciorbă? Le cheltuim nici oricum, le cheltuim timp de 4 ani de zile și rapid. Nu s-o poate de face, nu s-o poate de pune, dar... Dar aceeași casetă, ce dreapă? Îi placa zgâriată în locul ăla? Repara acolo. Deci asta a fost urențat, nu era înainte atribuții de servicii. Da, exact asta. Eu o să citesc baza legală de organizare și funcționare. O oră. Primăria Comunei Mănăstirea Cașa nu este prezentă și funcționează tot felul prevederi. Poate fi citind cine ocupă postul și ce se ocupă, ca să nu dezvolte. Ce s-a dat? Nu, ce a spus aici. Deci, stai. Dumneavoastră, nu știu, acum, dumneavoastră, vă dă. La care se va supune în discuție la ședința Consiliului Local, următoarea ședință de Consiliul Local, care va fi, poate,
până la sfârșitul lui. Te mai faceți una, nu? Recuperăm cea pe care o dată. Deci, haideți să compensăm cu cea pe care o dată. Nu. Nu la dată. Referitor la salarizare, o să avem punct distinct pe ordinea de zi la o, nu știu dacă la următoarea sau la o viitoare, să-i spunem la o viitoare. Nu e extraordinar, nu e extraordinar. Și nu face două ședințe pe lună. Omul nu are probleme de fapt, tot de rezolvat și nu mai face da. Da. Da, rezolvă. Cum să? Să rezolv probleme cu marcea marcea. Președinte, președinte, nu există asta. Omul îți vorbească 10 minute, gata, oprește, nu? Faci, vorbim, trece, mă vorbesc, eu vorbesc, dar așa cum. Da. Sediul primăriei este comuna Mănăstirea Cașin, strada principală numărul 1027, județul Bacău. Primarul definește o funcție de autoritate publică. Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. Dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordonilor și instrucțiunilor de caracter normativ al ministrilor, ale celorlalți conducători, ale autorității administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârii Consiliului Județean și a Consiliului Local în condiții legii. Pentru punerea în aplicare. Dacă nu le găsești pe internet, pe astea, nu se numește primar, da, da. Nici să ce pe internet. Și la fiși, tot așa. Da, materialul a fost pus la dispoziție. Noi facem acum dictare și citiri. Acum cum hotărâți, dacă trebuie să stăm o oră să citim o aici. Eu până la capăt al domn primar și pe urmă la primar, protezi Gabriel. Conforțatul de funcție. Viceprimar, Gheorghiță Nicolae. Da. Pe Registrul Agricol, doamna Mihaela Mătălău. Este angajată cu 1 ianuarie. Doamna Maria Rajica, pe asistență socială. Vasilache Iliuță, am luat-o în oră. Vasilache Iliuță, pe situație de urgență. Șef serviciu, situație care vrește... Stii din aici, da. Situație de urgență, ape, da. Toate ce trebuie. Situație de urgență. După aceea, jurist este Dragomir Cristian. Secretar, subsemnat de bilor. Este un trei, este un trei de primărie. Așa trebuie să fie. Păi, dar... Așa este.
Dumneavoastră vreți să credeți că nu poți să fii cu primărie. Nu e poți să iei ce nu ți-a luat nici strângător. Păi dar nu normal să fie așa. Secretarul îi plătit cu primărie. Dar ați înțeles lucrați de asta? Cine a preluat postul? V-ați zis, domnul vice, a preluat Iliuță Vasilache. Așa mai vine și inginer pentru lui. Nu, el a ieșat el. Dar pentru partea cu pădure. Nu privește niciun bază. Deci, nu, iar la 1 ianuarie, eu nu mai este salariatul nostru. Da, da. Și dacă nu e salariatul nostru, de ce mi-a dat atât puțin? Tu ce răspunde el? Nu, 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 nu-i credeam. Deci nu-i treaba noastră. Asociația proprietară de păduri nu e a noastră. E a colectivității. Deci, el a rămas atunci. Cum e Cătălin Diva, nici nu e angajat. Nu mai așa. Ea nu mai așa. Dar el deținea în cadrul primăriei funcția de administrator public. Administrator public n-am angajat și nici nu v-am mai angajat. Deocamdată, datorită de condiții de bază. Postul rămâne să desfințează sau rămâne? Rămâne, dar nu, deocamdată am lăsat. Posturile toate sunt blocate, rămâne să guvern. Și se pare că nici nu v-am angajat acolo. Pe partea aceasta, la bibliotecă, ce arhivat, doamna Jitea Mirea. Doamna Roșu Cornelia are funcția de contabil. Contabil. Contabil și eu. Nu contabil, ce este postul contabil. Nu, nu. Contabil, nu-i contabil. Contabil nu o parte. Și după aceea, Olaru Cristina este inspector responsabil al achiziției publice. Achiziții publice. Și impozite și taxe. Ghița postul. Este responsabil urbanist, responsabil urbanist. Și Polea Cornel e prin dispoziție, Polea Ștefan Cornel, prin dispoziție delegat agriculturilor care avea domnul Bucur pentru impozite și taxe locale. Da, da, colectează. Colectează. Ăștia sunt. Și mai avem femeia de serviciu. Ionela, nu? Care cu salariul la fiecare, inclusiv la primarul, adică primarul. Acum, de asta vreau zic, va fi 1 iulie, vor fi alte salarii. Primarul a avut 4.000 de lei. Vă spun așa, dar nu e niciun secret. Impozabil. Da, a avut 4.000 impozabil. Domnul viceprimar, 3.500 de parte impozabil. A luat 2.000 și v-am dat. Și da. Cine a spus? Nu, nu a fost votările de post. Asta vreau. Lăsați-mă un minut și vă aduc documentația. Un minut, da? Da? Da, da. Activezi? Da. Nu, hai să vă zic. În momentul când s-a... Deci, inițial, primarul a avut două... Da, să o discutăm. A avut 26 de milioane și la venea sau 30 de milioane. Și s-a făcut 4.000 de lei. Dă un pahar. Da. Prin hotărâre de guvern, au dat ca indemnizație consilierilor să rămână la nivelul la care avea prima dată salariul. Și tot atât. Eu v-am explicat. Bun. Acum, domnul Inger. Așa este. Legea 215 așa trebuie. Dar dacă vezi, mai așa și noastră, nu? Legea spune că și prin consilierul același un mandat de consilier, administrația obligată să te trimite la o prezență formală. Dacă nu sunt domnul de duci. Da, da. După aceea. 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 După indemnizațiile a consilierilor maxime pe lună pot ajunge la 10% din valoarea salariului a primarului. Dați-i domnul Vinț, sunt o tonă pe ea. Domnul Chelar, haideți să-l ascultați pe lună să mai comentăm. Iar celelalte salarii, deci a primarului stabilit și a specializat, celelalte salarii vor fi stabilite de domnul primar. Dar vor fi hotărâte aprobate. Și atunci, domnul Cebar va veni și va spune Popescu, în funcție de cutare, are salariul.
acolo, la Iliescu. Da, da, da. Și atunci dumneavoastră aprobat. Vezi stabil, domnule, e bun, e mare, e mic, e prea mult, e prea puțin, dar salariul primar, judecător primar, nu aveți consumul la el. Nu se supune la vot la... Da, dar nu avem ales în stat. Nu se supune. Deci trebuie să conduci totul. Da. Deci este stabilit, e o grilă de salarizare, 12%. 12%. Categoria 12. Are președintele României. Așa, 10. M-am uitat așa pe un pic care... Eu, tabela, este. 10 care are primarul general al capitalului. 7. Da, da. Și doamna Firea la... Primarul are 5. Deci ce se face, mă? Nu. Deci acum, dacă aprobat... V-a prezentat structura. Da, da. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. În ce înseamnă asta? Că fie atribuțiile fiecărui salariat la locul de muncă. Să facă o cutare, să facă o cutare. Nu pot citi. Nu a Consiliul Local. Nu a Consiliul Local. Să aprobăm în Consiliul Local. Da, da, da. Regulamentul de... Funcționare. Da, da. Am ascultat o scurție de ei. Cine este pierd? Aia. Nu, cred că ar trebui să toți. Împotrivă? E stat să le aprobăm în cer. Aprobarea inițierii procedurii de licitații deschise asupra voturilor disponibile din statul Scutarul, Comuna Mănăstirea Cașa. Vă prezintă domnul Vice. Dar ce? Cineva ce ne da. Ei, nu bază la asta am... Ce să vă rog? Chiar să vă rog? Da, bună la asta. Deci, având în vedere că unele loturi au fost așa. Dumneavoastră, ca o istorie, așa, a fost, nu știu, înainte din 2004, făcut o procedură de licitație, au fost loturile lotizate, a fost terenul lotizat în loturi de câte mii. Nu știu, domnule, cât de lotul, nu știu, suprafețele. Eu fac statistic aici. 160 de loturi, să fiți sănătos. Să fiți sănătos. Să fiți sănătos. Și la mai mare. Ce din mai mare? Asta e. Da. Cât din mai mare? Cât din mai mare, domnule, spuneți-mi, care funcționează, pentru care primești din ei? Cât din mai mare? Să. Cât din mai mare? Sunt, doamne, președinte, dar poți să sunteți materialul sau trebuie să mă adresez? Păi, domnule, sunt de-a voi, domnule, de-a voi, sunteți materialul. Citească materialul, după aia puneți întrebări. Eu nu sunt, noi am venit aici la interviu la televiziunea Beloie, domnule. Eu sunt în ședință de Consiliul Local. Nu ești incompetent, domnule, ce am zis. Ești incompetent. Nu știi. Nu știi că nu să vă spun. Aveți să vă nu am venit aici să dau lumea la control în fața. Haideți, vă rog frumos, domnule. Nu vorbesc, strig la obiect. Nu vorbesc amintire aici. Amintiri sunt de descrieți în amintirile Lucrean. Da. Dau citirii referatului 3923 din 13.07.2017. Referat. Subsemnat Abolaru Cristina, responsabil cu achiziție publice în cadrul primăriei Mănăstirea Cașin, vă rog să răspundeți. Introducerea în procedura de licitație, evaluare, studiu de oportunitate, îndocumirea căiei de sarcini, a unui număr de 17 loturi teren în satul Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău, rămase libere astfel. Suprafața de 0,1 hectare, terenul lotul S1-21, este reziliat. Fost proprietar Goide Ion. Cine? Goide. S1-22, reziliat. Fost proprietarul Mirica Ionel. S2-5. Reziliat. Fost proprietar Tănase Sultănica. S2-16. Reziliat. Fost proprietar Munceanu Vasile. S3-15. S3-17.
sunt terene libere, rămase nelicitate la licitația de februarie 2014. IS-324, reziliat, fost proprietar Beloiu Cornel. IS-325, reziliat, fost proprietar Tănase Anca. IS-523 și IS-524, liber, nesolicitate la licitația din februarie 2014. IS-543, reziliat, fost bătrânul Ovidiu. IS-544, reziliat, preotesii Gabriel. IS-604, liber, nesolicitat la licitația din februarie 2014. IS-6-8, reziliat, trecut, Gheorghe. IS-6-12, reziliat, Măcălău, Lucian. IS-6-20, reziliat, Vasilache, Idie. Și IS-6-2, reziliat, Zaharia, Nicolae. Cele reziliate, după cum știți, au fost trecute prin hotărâre de Consiliul Local și dumneavoastră le-ați aprobat. Celelalte care au fost scoase la licitație în 2014 și n-au fost solicitate, ca și terenuri, probabil, nu știu din ce motiv, că au fost în lotul din spate, că au fost, n-au avut solicitări, o să trebuiască din nou o nouă evaluare. În total sunt 17 loturi. O să urmeze procedura de evaluare, studii de oportunitate, caiete de sarcini și cu toate procedurile de licitație. Este păcat ca 17 loturi să nu fie folosite, iar începând de în cursul anului, anul trecut și anul ăsta până la data de astăzi, sunt circa 70 de cereri noi. Datorită acestui fapt, colega mea, Olaru Cristina, a întocmit acest referat. Dumneavoastră îl supune spre aprobare în vederea, repet, a evaluării, a întocmirii studiului de oportunitate pieptului de sarcini și ulterior a procedurii de licitație. Concesiunea o să fie, probabil, exact cum a fost și ceva, de 25 de ani, după care o să urmeze procedura de nou de concesiune în continuare sau de vânzarea loturilor către cei care au deja construit ceva pe lotul respectiv. Asta este materialul, domnul președinte general. Deci, în concluzie, vă rog frumos să stați, domnul Ciobotaru, la fi camera în linia. Aveți domnul Ciobotaru. Da, domnul. Vă întreb. Da. Ce înseamnă licitație? Da. Licitație? Zi-te-o, președinte, că ești tare. Licitație înseamnă așa. Să cumpără caiet de sarcini. Da, sigur. Să ofer. Deci, eu vă pot spune... Vă pot spune... Nu vă pot spune... Eu cumpăr caietul de sarcini, da? Vreau să... Caietul de sarcini. Vreau să cumpăr, nu? Da. În caietul de sarcini... În caietul de sarcini găsiți un formular special, un formular de ofertă, în care dumneavoastră scriți în formularul respectiv suma oferită spre concesiunii pe un an de zile. La licitația din 2014, suma la caietul de sarcini, ceea ce vă pot spune eu, iar nu vreau să avânzare, în momentul când spuneți licitație, nu vreau să avânzare. Nu, este concesiune, se întocmește un contract cu 25 de ani. Deci, și ce nu se pentru că e posibil să se scrie pentru că, așa este legal, pentru că și în 2004 tot licitația ați avut. Da. Nu mai țineți dumneavoastră minte, sau a fost făcut. În 2004 se pare că la urma procesului verbal am mai completat ceva acolo. Da. Da. Deci asta înseamnă licitație. Își ia caietul de sarcini, în caietul de sarcini este un formular, dumneavoastră îl completați, veniți de punere. Am înțeles. Asta e. După care trebuie să fie, eu știu, 2-3 ofertanți, cel cu prețul cel mai mare este admis. Și în continuare va semna un contract cu concesiune. Cu
clauzele respective. Licitația asta are loc pentru că sunt mai mulți solicitate. Domnul Miru, v-a dat cineva cuvântul? Domnul Miru, v-a dat cineva cuvântul? Și așa mi-a spus că stai și faci mișto din el. V-a dat cineva cuvântul? Am eu. Domnul Cibotar, poate nu a primit vorbit. Ai domnul Cibotar, m-a terminat? Ai continuat. De ce vi-a dat? Pentru că sunt solicitații. Mie mi se pare treaba asta că oferă, licitație. Păi când spui de licitație, trebuie să oferi. Și dacă oferi, poți să vinzi pământul ăla? Nu. Nu. Licitația din domeniul public. De-asta e. Licitația. Nu s-a tare. Este ceea care oferă mai mult din aia așa, pentru 17 lor. Poate că sunt două rusuși care solicită. Da, dar fără 70 de ce? Da, 70. Asta e. De-asta e. Da. N-a știut să-i spune. Dacă știa să spune lucrul ăsta, doar că aia care e bun. Păi nu cu ăsta, adică da, are dă mai mult... Așa. Dar mai bine de dar e diferent. Dar mai mult pe lună cum ar merge. Nu, pe an se face licitația. Așa a fost că el s-a în 2004. Eu vorbesc cu ceea ce știu, nu cu ceea ce nu știu. Hai să construiesc pe el. Deci în 2014 s-a făcut aia la urmă. Vă mă chiar atât. Bun. Și așa a să mă cum eu. Am făcut să te iei legătură cu aia. S-a făcut ceva. Dar am fost la Comunzon? Am fost, dar... Când am fost? A fost acolo la tu? Da. E, la care cum? La barieră? Da. Și nu-i făcut? Nu. Nu. Hai, haideți să... Cine este de acord, domnule? Domnule, nu e generare cu domnul Vici, care nu este în stare să conduce ședința asta, nu știe cât e rău de domnul. Domnule, președinte, conduce ședința domnului. Da, nu spun cum te vede. O să scrie, scrieți-o acolo. Dar nu scrie, domnule, toate prostii. Ce prostii, domnule, ce astea-s prostii? Dacă habar n-ai cât e rău sunt acolo și cât e rău de nu mai interesează, domnule. Habar n-ai cât e rău de asta are de specialitate, domnule. N-ai, domnule, habar, domnule. Nici când este de funcțiune și nici când este de să mențină starea asta de funcționare a terenului concesionat de la Spătaru, unde acolo era o temă și era un proiect de dezvoltare locală pentru ca să se construiască un fel de stațiune. Așa s-a fost, așa a fost inițial în 2004 gândită chestiunea cu concesionările de la Spătaru. Din acest motiv, că nu și-a dat interesul ca să facă lumina acolo și asta e o chestie care ar trebui să fie în atenția fiecărui consilier, nu avem lumina acolo și foarte mulți dintre cei care au concesionat, pe care mă număr și eu, au reziliat contractul pentru că nu pot să construiască, fiindcă nu au canalizare acolo, nu au apă, nu au portal, nu au energie electrică. Da, în primul rând, mă scuzați, vă rog. Da, vă rog, spuneți. Clar, nu avem un comun acolo. Dar avem comună, domnul Beloi, canalizare. Domnul Roșu. Suntem praf. Eu știu. Stai. Contraziceți primarul, domnul consilier. Știți, este într-o ședință, într-o emisiune televizată. Păi da, într-o emisiune televizată s-a văzut că rămâne la piept și se poate vedea pe televizor chestiunea asta. Că există canalizare, apă și... Nu există, domnule, nici canalizare. Dar spune el procurarul cum vine. Trebuie să te oameni serioși, nu-i dă la ceva. Domnul, dacă aveți și mie filmare, nu ce aici este filmare. Domnilor, lăsați-l pe domnul consilier de noi să-și termine ideea până la urmă. Vreau să vă spun că aceste chestiuni erau trecute în contractele de concesiune. Ca primăria și respectiv conducerea executivă a comunei să se ocupe în timp de 2 ani de zile sau chiar 3 ani de zile să asigure aceste utilități. În primul rând, trebuie asigurată energia electrică. Și să studiam, să povestea despre extinderea rețelei de cipul la Spătaru, dar din cauza asta sunt foarte mulți care au reziliat. Dar chestiunea asta nu este atât de importantă că se reziliază pentru comună, ci pentru aceia care vor să ceară despăgubiri, pentru că nu s-a respectat contractul în care scrie acolo și că trebuie să asigure aceste utilități. Și sunt cazuri în felul ăsta, că o să vă treziți, domnilor, din conducerea domnului viceprimar, și pare rău că nu e primar aici, dar primarul nu-l interesează, că el e plecat cu Sotova, că nu s-a ocupat de chestia asta și o să vă dea în judecată, domnule, că oamenii au cheltuit bani. Nu,
o să vă cadă drogul din sare în cap. Haide să vorbim concret. Dar, domnule, vorbim cu obiectiv, domnule. Dar, obiectiv, dar, domnule, sunt oamenii mulțumiți, cum ești la prezentă, mă. E dreptul nostru că am judecat. Da. Deci au trecut... Corect. 13 ani și dreptul lor. Și v-ați bătut joc de acest proiect. Iar ajungeți acolo la placa zgâriată. Da, da, asta e placa zgâriată. V-ați bătut joc, cum v-ați bătut ordinele. Da, asta este. La Scutaro trebuia să fie un centru turistic extraordinar, dispus practic la vremea aceea încă de Consiliul Județean. Și uite în ce hal l-ați adus. Atât am vrut. Da. Cine este de acord cu punctul 3? Împotrivă? Abțineri? Mă abțin. Nu pot. Punctul 4. Stabilirea programului de audiență ale consilierilor locali. Dacă o să avem audiență, cine lăsa aici? Am auzit pe aici. Să venim la audiență. Dăm lăsa aici. La următoare nu o să mai cadă, o tăresc pe 3, poate pe 3 sau pe 5.
Și... Facem program. De exemplu, lunea dimineață, două ori, domnul Chelar, dau exemplu. Puteți să mă scoateți din clasă? Luni de la ora două, domnul Micu. Eu cetățean și își mă... Cine solicită să scrie? Nu m-am pic. Eu cetățean, eu și vreau audiență să dau audiența domnului Chelar. Atunci îi spun, domnule, dacă vrei să iei audiență cu domnul Chelar, vii luni dimineața la 10, domnul secretar îl anunță cu domnul Chelar, vine și ține audiența. O văd. Păi da, dar unde îl depune? Nu îl depune la secretar? Ce vrea să depune la secretar? Nu se depune la domnul Chelar. Ați înțeles? Nu. Deci asta e mai greu dacă să... E metodologie. Deci asta este metodologia. La primar, în audiență, tot așa se vine. Se vine, domnule, ce era audiență? Și la noi. Îs audiențe. Deci și la noi sunt audiențe. Da. Ei, ideea este că... Ideea este așa. Omul vine cu solicitarea să înscrie în condica de... Avem condica specială. De audiențe. După care se întocmește un proces verbal, că a fost ce a solicitat, se consemnează într-un proces verbal, după care se dă spre soluționare, ați văzut, destul de clar, tot primarului. S-ar putea în ăștia 4 ani să nu am, deci dumneavoastră, domnul Lazar, să nu aveți nicio solicitare din audiență. Programul rămâne respectat, dacă nu aveți nicio audiență, nu e nicio joc de probleme. Dar nu avem ce vine aici. Și la mine există. Eu, deci, în conica de audiență, de 13 ani, n-am avut nicio solicitare. Dar în rest, ca să vină, să spun, domnule, uite, am următoarea problemă. Dar nu ca audiență. Cum a venit? Păi, ce să fac? O reclamație, venim la fața locului și cu asta. Dar audiență înseamnă cu totul un statut special. Și trebuie aprobată o metodologie care este tot legală. Exact cum era cu licitația, că trebuie un studiu de oportunitate și trebuie sarcină, așa și aici. Cel care vrea să se înscrie la audiență, vine, ăla o să aibă timp care să înscrie la audiență. Vine, se înscrie, vede programul, vede la ce consilier vrea să fie, să acorde cont. Dar s-ar putea... Dar de ce eu vreau să ne iasă prin dumneavoastră? N-am înțeles dacă ceam aici există tabelul. Când subotarul are la data de ora, termină omul, cum mă găsește aici. Dar audiența, domnule, dar n-ați înțeles dumneavoastră chestia. Eu, cetățean, cer audiență special la domnul Cibotan. Eu, cetățean. Ați înțeles? Păi n-am înțeles. Eu am înțeles și vreau domnul Cibotan. Prizonistă cu consiliere, nu ne-a Cibotan. Da, dar se pune. Asta se afișează, dar așa și spune. Dacă filtrăm omul și-l trimite de la primară, după aceea... Dar n-am zis cu două zile, dar nu la primară. Deci nu la primară. Ce vrea să depune la secretar. Da, problema este, eu vă spun, adică din punctul meu de vedere. Domnul Cibotan e pensionar, poate și permite să vină joia la ora 10. De exemplu, vrea cineva ca să vină la mine la audiență, m-am
funcție, domnul secretar, și eu vin. Deci așa că figurez acolo martea sau miercurea, dacă n-am promisit, dar nu simt dacă știi ce să vin. Nu vin, să corect. Asta, e bine așa, noi votăm. Într-adevăr, nu mai vom trebui. Și dacă mai trebuie solicitări. Păi, cum v-a asta răspuns, domnul secretar? Haideți ca să vă... Nu am pic, poate... Haideți să citesc din proiectul de hotărâre. Cine are proiectul de hotărâre? Haideți, inițiat de primarul de secretar. Este ceva legal? Ce este legal? Este legal. Bun. Haideți să înțelegem. Haideți să... Se pare că nu se vrea, domnule. Nu se vrea. Haideți să vă citesc. Propunerea de hotărâre. Dacă aveți un pic de răbdare, eu citesc tare. Articolul 1. Se aprobă programul de audiențe acordate de consilierii locali pentru cetățenii comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău, conform graficului care face parte din prezenta hotărâre. Graficul o să faceți cum stabiliți dumneavoastră. Articolul 2. Înscrierea la audiență se face cu cel puțin 2 zile înainte de data stabilită în grafic de secretarul comunii, care va informa consilierul local. Articolul 3. Programul de audiențe va fi afișat la intrarea în sala de ședințe a primăriei comunei Mănăstirea Cașin, unde va avea loc și acordarea audienței. Articolul 4. Primarul va asigura condiții de desfășurare problemele ridicate în cadrul audienților vor fi consemnate în procese verbale și vor fi predate spre rezolvare și păstrare primarului și secretarului comunei Mănăstirea Cașin. Articolul 5. În rapoartele de activitatea consilierilor local se va face referire și la activitatea desfășurată în cadrul ținerii audienților. Și articolul 6. Prezenta hotărâre se va comunica primarului și primarului și cine mai răspunde aici. E clar? Asta este metodologia. Nu putem schimba. Deci, dar o interpretați cu totul altfel. Dar nu interpretezi deloc. Legea din tocmeală. Este acolo procesul verbal, prin urmărat de lege. Trebuie ca poți să îl urmărești. Să ia procesul. Dar e registrat, nu e de număr. Dar e registrat, cum să le registrezi? Video? Cum se face? Deci, articolul 84. Spune destul de clar. Consilierii locali sunt obligați ca în exercitarea mandatului să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii. Să acordă audiențe și să prezinte în Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la întâlnirile cu cetățenii. Deci, întâlniri cu cetățenii în audiență. Dar scrie să acorde audiențe. Nu, deci, întâlniri, să acorde audiențe. Da. Hai, cum facem graficul de audiențe? Da. Hai, nu se faceați în multe ordine, dar faceți mai multe. Vreți pe luni, marți, miercuri sau 1, 2, 3, 4 în cadrul lumii? Poate nu trece. Poate nu de acord nimeni. Cine este de acord? Trebuie. 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 Și acum, care sunt potrivit? Nu potrivit. Acum, care sunt potrivit, corect. Și eu sunt potrivit. 3 potrivit. 5 potrivit. 6 potrivit. 7. 8. Care ești 8? Deci mai vădați un dat de la spiegul ăla. Haideți, domnul președinte. Cine este pentru? Stabilirea programului de audiență ale consilierilor locali. Cine este pentru? Împotrivă? 5, 2, 4, 7, 6. Abține? 3, 4, 7, 6. 7, 5, 6, 7. Da? E da, da. 7, 6, 7. 7 a fost pentru? Da, 7, 6. Bun. Urmează ulterior să... Stabiliți dumneavoastră, dar până la următoarea ședință, pentru că ați văzut că programul face parte integrală, anexa face parte integrală de la hotărâre. Acum, vreți cu 1, 2, 3, 4? Cu ordinea sau
și în ordine alfabetică sau cu luni mari merg cu joi? Deci, domn secretar, cum hotărâți? Pe fiecare lună sau pe zile de săptămâni? În ordine alfabetică? Pe lună. Pe lună, da? Bun. 1, 2, 3, 4. Deci, în ordine alfabetică, 1, 2, 3, 4, cât de două ori, nu știu. Programul să fie lejer, de la 9 la 11 zile. Ai? E bine așa, de la 9 la 11 zile? De luni până vine. Luni până vine, adică zilnic. Zilnic. Unu zi, unu zi, unu zi. Și dacă are audiență, la anunță domnul secretar. Domnule, eu vreau, ai audiență. Domnule, se va face un program de audiență. Nu, unica e. Unica e. Marți, în ordinea... Hai, doamne, că aici sunt consilierii aici. Așa. Ce facem? Nu știu. Da. Dar, om la 10, domnul Bielor. Marți, dar... Pe întâi, domnule, n-am șansa asta. Bucătate. Pe întâi. Pe întâi, va fi domnul Bielor. Pe doi, va fi bucătate. E sâmbătă, duminică, după aceea va fi bun. Exact. În momentul când a venit domnul să-mi scrie, vrea audiență la domnul Bielor, eu mă uit pe grafic și văd, în ziua deputată. Dacă nu aveți să-l citem, nu vezi ce trebuie. Vă spun, dinainte, domnul inginer. Eu știu ce vrea. Cu două zile înainte, eu știu. Dacă aveți să-l solicităm. Nu aveți, domnul inginer. Stați acasă că nu aveți solicitări de audiență. Foarte. E simplu. Dar acum eu vă anunț. Dar avea lucrurile cu spuțeamul, așa cum... Da, domnul, da. Fac cum, fac cu spuțeamul. Lasă, domnul inginer. Pentru fiecare. Nu vreau să am și solicitări. Dar dacă vine, domnule... Nu, lasă-l cu mișto, lasă-l cu mișto, bă, la ora, bă, vină la joi. Și mă cheamă și mă e ca eu. Dar la ora, bă, trece. Hai, bun, s-a înțeles. Trece la următorul. Nu te oprime, nimeni nu te oprește, nimeni nu te oprește. Da, 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 da. 5. Aprobarea statutului comunei Mănăstirea Cașă, județul Bacău. Da, de la mine. Eu o să vă dau la citire. În general, mai am de lucru un pic. La statut, eu vă dau date generale și vă mai dau și... Dar nu, ce lăsă dumneavoastră? Nu mai dați, nu mai există. Atunci, în vedere, este ordonat de guvernul numărul 53, în 2002, privind statutul cadru al unităților administrative teritoriale, aprobată prin legea numărul 96/2003, care stipulează. Prezenta ordonanță are ca obiect stabilirea statutului cadru al unităților administrative teritoriale din România. Unitățile administrative teritoriale din România, cărora le se aplică prevederile prezentului statut, sunt comunele, orașele, municipiile și județele. Articolul 2. Comuna este unitatea administrativă teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate și de interese și tradiții. Comuna este alcătuită de unul sau mai multe sate componente în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Unul dintre satele componente este reședința comunei. În satul reședință de comună își are sede autoritățile administrației publice locale și grupate de regulă celelalte unități și instituții publice reprezentative pentru comuna respectivă. Comunele, orașe și județele sunt persoane juridice de public. Ele au patrimoniu și capacitate juridică de plină. Unitățile administrative teritoriale pot intra în raporturi juridice cu alte unități sau instituții publice cu persoane juridice române și străine, indiferent de natura acestora, precum și cu persoane fizice în condițiile legii. Statutul fiecărei unități administrative teritoriale cuprinde date și elemente specifice care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unități similare privitoare la întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unității administrative teritoriale, satele componente, iar în cazul orașului, satele aparținătoare localităților componente, respectiv aparținătoare și localităților componente. Determinarea colectivității asupra care se exercită autoritatea Consiliului Local și a primarului, datele privind înființarea acesteia, prima atestare documentară, evoluția istorică. Populația unității administrative teritoriale, făcând mențiune cu privire la componența etnică, în vederea aplicării dispoziției privitoare la dreptul cetățenilor aparținutului unei municipalități naționale, de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinsă în legea administrației publice locală, numărul 215/2001, pe cum și la ocupație de facate pe state componente, respectiv aparținătoare localității componente.
localitatea de reședință, autoritățile administrației publice locale, sediul acestora, căile de comunicare existente și categoria acestora, date privitoare la funcție, principale instituții din domeniul educației, culturii, sănătății, asistențe sociale, presie, radio-uri, televiziune și altele asemenea. Principalele funcții economice, capacitatea de producție diversificată din sectorul secundar și terțial, precum și din agricultură. Servicii publice existente, patrimoniul public și privat, componentele și întinderea acestea. Partidele politice și sindicatele care își desfășoară activitatea în unitatea administrativă teritorială. În statut se precizează rangul unităților administrative teritoriale, stabilit potrivit prevederilor legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea 4 a rețeaua de localități. Statutul precizează autoritățile administrației publice locale, sediul acestora, numărul și structura politică a membrilor consiliului local, precum și data constituirii acestuia. Persoanele născute în comună primesc la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul de cetățean fiu, fiică, a comunei în cadrul unei festivități care se organizează de primar. Prin statut se stabilesc criteriile potrivit care se poate conferi persoana fizică română sau străină cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sportiv sau alte persoane importante reprezentative pentru comună, titlul de cetățean de onoare, drepturile care se bucură aceste persoane, precum și condițiile de pierdere sau retragere acestui titlu. În statut se precizează că locuitorii comunei sau orașului sunt consultați în condiții legale prin referendum asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativă teritorială și se numără problemele specifice aplicate, apreciate ca fiind în interes deosebit, precum și faptul că referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului, ori numai în unele dintre acestea. Cetățenii comunii sau orașului pot fi consultați prin adunări cetățenești organizatori ce pe sate, în mediul rural și pe cartiere, pe străzi și pe mediul urban. Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se face de către primar la inițiativa ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție. Convocarea adunărilor cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului date și locul care urmează să desfășoare acestea. Adunarea cetățenească este valabilă constituită în prezența majorității reprezentanților familiilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți. Propunerile se consemnează într-un proces verbal, se înaintează primarului, care le va supune dezbatere Consiliului Local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și finanțare, dacă este cazul. În afara referendumului local sau adunărilor cetățenești, în statut se pot prevedea și alte forme de consultare directă a cetățenilor. Potrivit unor evenimente, tradiții locale, și va descrie modul de organizare și desfășurare a acestea. Potrivit legii, patrimoniul unității administrative teritoriale este alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică, în proprietatea privată al acestea, precum și în dreptul și obligații de caracter patrimonial. Bunurile care aparțin unităților administrative teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. În termen de 60 de zile de la data de punere în situația financiară anuală, inventarul bunurilor unităților administrative teritoriale se constituie într-o anexă la statut care se actualizează anual. Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar. Prin statut se stabilesc criteriile de bază care au bunul aflat în proprietatea publică a unităților administrative teritoriale și cele în proprietatea privată. Acestea pot fi date în administrarea regiilor autonome a instituțiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiții rele. Pot fi atribuite în folosință gratuită pe termen limitat persoana juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau utilitate publică ori servicii publice. Prin statut se stabilesc criterii de bază care la consiliile locale, consiliul de ține, hotărâsc cu privire la cumpărarea unor bunuri, vânzarea bunului aflat în proprietatea privată a unității administrative teritoriale în condiții legii. Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, potrivit prevederilor legale. Statutul stabilește condiții de realizare a cooperării cu asociații și persoane juridice în omul măsurinii, organizațiile guvernamentale și forțe parteneri sociale, liderea finanțării și realizare în comună a unor acțiuni, lucrări, servicii cu proiecte de interes public local, precum și în stabilirea unor relații de parteneriat cu unitățile administrative teritoriale similare din alte țări. Statutul cuprinde mențiuni privind cooperarea sau asociarea cu alte autorități și administrații publice locale din țară, din străinătate, precum și aderarea la societăți naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale în vederea promovării unor interese comune. Statutul cuprinde, potrivit dispozițiile legale în vigoare, modalitatea de atribuire și schimbarea denumirilor străzi, piețe sau alte obiective de interes local. Prin statut se stabilește condiții legii, însemne specifice ale localității și modalității de utilizare acestea.
Având în vedere prevederile articolului legii numărul 350/2001 privind aprobarea planului de angajare a teritoriului național, secțiunea 4 a legislației de localități, având în vedere prevederile articolului 36 aliniatul 3 litera din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, care menționează printre atribuții Consiliului Local și aceea de a aproba statutul comunului. Consider că proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Mlăstrăcaș și județul Bacău sunt adrează normele legale și temenice. Și acum o să dau eu citire, numai așa. Statutul comunei Mlăstrăcaș și județul Bacău. În conformitate cu prevederea articolului 36 aliniatul 3 din litera din legea 215/2001 a administrației publice locale, republicat cu modificările și completările ulterioare, a ordonanței numărul 53/2002 privind statutul cadru al unităților administrative teritoriale cu modificări și completările ulterioare, Consiliul Local Comunei Mlăstrăcaș și județul Bacău aprobă prevederea statutului. Comuna Mlăstrăcaș este o unitate administrativă teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită în comunitate de interese și tradiții. Comuna este alcătuită din 4 sate, după cum urmează. Mlăstrăcaș, Pârbulești, Lupești și Scutari. Orice modificare administrativă teritorială se poate efectua numai prin temeiul legii. Satul de reședință este Mlăstrăcaș, în care și-au sediu autoritățile administrației publice locale și sunt grupate celelalte autorități și instituții publice reprezentative pentru comună. Colectivitatea asupra care desfășoară autoritatea Consiliului Local, primarul și primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc și au domiciliul stabil în comuna Mlăstrăcașă sau își desfășoară activitatea pe teritoriul comunii. Din punct de vedere geografic, comuna Mlăstrăcașă este situată pe cursul superior al râului Cașă, în sud-vestul depresiunii Cașă-Cazdău, a județului Bacău. Suprafața comunii este de 24.327,43 hectare, din care 351 de hectare teren intravilan. Comuna a fost menționat documentar pentru prima dată în anul 1658, în timpul domniei voivodului Gheorghe Ștefan. 1658. Da, da, așa, la prezentare. Da. Gheorghe Ștefan, domnitor, care a ridicat cel mai important obiectiv turistic, Biserica Sfinții Voievozi, Mihail și Gabriel. Populația comunei Mlăstrăcașă se ridică la 5507 locuitori, e vorba de recensământ, în 2011. Majoritatea locuitorilor sunt români, aproximativ 97%. Pentru aproximativ 2,66% din populația comunii, apartenența este etnică, nu este cunoscută. Romii, nu prea așa, dar care a fost în majoritatea locuitorilor sunt de religie ortodoxă, cu o minoritate de ortodoxi perit vechi. Localitatea de reședință este Mlăstrăcașă, administrată de un primar și de un consiliu local compus de 15 consilieri. Sediul acesta este clădirea primăriei. Ocupația de bază a locuitorilor este creșterea animalelor, agricultura, viticultura, exploatarea și cultura lemnului, comerțul. În cadrul comunii Mlăstrăcașă funcționează două unități de învățământ, școala generală numărul 2 Mlăstrăcașă și școala gimnazială Regina Maria, care a schimbat mai de numirea, da? Mlăstrăcașul de Subacău. De asemenea, mai funcționează două grădinițe, din care una desfășoară activitatea în cinta școlii general numărul 2, iar cea doua la cinta școlii. La nivelul comunii Mlăstrăcașă există un post de poliție în care desfășoară activitatea doi agenți de poliție. Tot la nivelul comunii mai există un dispensar veterinar la care își desfășoară activitatea un medic veterinar și asistent veterinar. În ceea ce privește sănătatea cetățenilor comunii, face precizarea că la nivelul comunii Mlăstrăcașă există două dispensare umane, la care desfășoară activitatea doi medici și asistent medical. Un dispensar uman există în localitatea Mlăstrăcașă, iar celălalt în satul Lupești. Există la nivelul de comună două cabinete stomatologice în care desfășoară activitatea doi medici stomatologi. Acum, să vă citesc, am luat acum de regulamentul pentru acordarea titlului de cetățean de onoare. Titlul asta nu am aprobat, dar o avem aprobată. E vorba de toată asta la regulamentul, asta la statutul comunii, va fi da, deci, toate astea. Și titlul de cetățean de onoare. Ale modul de așa, după aceea. Deci va fi cumulată și hotărârea care a fost luată prin acordarea titlului de cetățean de onoare. Da. Așa.
Autoritățile administrației publice locale sunt Consiliul Local și Primarul. Consiliul Local este autoritatea deliberativă, iar Primarul este autoritatea executivă, conform articolul 23 din legea 215/2001, republicată actualizată. Autoritățile administrației publice locale desfășoară activitatea în sediul Primăriei Comunii Mănăstirea Cașin din Bacău. Consiliul Local al Comunii Mănăstirea Cașin s-a constituit în data 6/6/2016 și are următoarea componență. Domnul Bieloie Cornelu, Partidul Politic PNL, Bucătarul Ion, PSD, Burcă Elena, PNL, Ciubotar Nicolae, PNL, Gheorghiță Nicolae, PSD, Chiaran Lucian, PSD, Iordache Felicea, PNL, Lazar Damian, PSD, Mitu PNL, Miroiu Alexandru, PSD, Mirica Maras, PSD, Morar Ion, PSD, Pavel Maria, PSD, Roșu Sorin Nicolae, PSD și Găbătrâș Gelu Nicolae, formațiunea altă. Dacă este, vă citesc totul complet la ședința următoare, tot statutul ăla, ei, asta eu... Domnul Chelaru, domnul Chelaru, ziceam, vreți să vă scrie la cuvânt? Nu, pentru, pentru. A, da, dar acum asta aia să supună la vreodată. Deci nu sunt comentarii. Cine este pentru? Da? Împotrivă? Abține? Trecem la diverse. Deci vreau să spun în atenție Consiliul Local și cu asta nu la construire, ci întregii comuni, faptul că în comună am avut parte de un succes deosebit. O fiică a unei familii care a fost orfană de tată și de mamă, de mici copii, a ajuns să atingă treptele înalte ale facultății de medicină. Este vorba de Cristina Vistăluș, care la ora asta este doctoriță și lucrează cu jumătate de doctor la Institutul de Medicină și Farmacie din București, cu Carol Davila, și cu altă jumătate de doctor lucrează în imediat apropierea București, lucrează în cabinet de stomatologie. De ce spun asta? Nu pentru că așa și în viață, dar vreau să vă spun că succesul este datorită mie, pentru că timp de 6 ani, eu pe lângă cele două fete care le-am făcut doctoriță, am făcut-o și pe dânsa medic, fiindcă timp de 6 ani am început la autotare. În afară de asta, vreau să vă spun, să știe toată lumea, că am descoperit aici un talent deosebit în muzică. Este vorba de copilul de 10 ani, Tudor Bordeianu, care cântă la pian opere și muzică cultă de Bach, Mozart, Paganini și alții. Și dacă aveți ocazia, vă rog să mergeți să-l ascultați. Și pentru că l-am descoperit că felul ăsta m-am apucat și am cumpărat un client care m-a costat puțin. Deci astea sunt două merite pe care le țin și aș vrea să văd și dacă în comuna asta mai este cineva care să facă asemenea eforturi pentru oamenii din comună. Vis-a-vis de ce am întrebat domnul Chelaru, că ce-am făcut în aia pașa, vreau să vă zic că eu în aceea platformă am avut un buget extraordinar de mic, nu m-am văzut pe miliarde în care trebuia să abia reușeam să plătesc salariile la profesori, în timp ce la ora asta, bugetul anual este de 150 de miliarde și nu s-a făcut nimic. Deci, astea sunt lucruri care vreau să le știe toată comuna, adică prin dumneavoastră știe toată comuna. Vă mulțumim și felicitări, domnul. Mulțumesc! Am de multe foarte pentru sunt sigur că dacă nu puteam, nu făceați treaba asta. Dar ați putut, că v-a ajutat Dumnezeu. Și cât nu sunt care pot și nu fac. Cât sunt care pot, exact. Pun și aceasta. Da, da. Asta treaba asta nu e obligatorie. Face numai cine vrea. Deci am făcut-o,
din conștiințe și pentru că se dezvolt talentul ăsta. Vă rog să vedeți cumva să l-a ascultat, a zis că îmi dă și, dă și niște spectacole. Este nemaipomenit și atâta când la pian vedere te lasă uimit. Da. Domnul Ciobotar, dacă nu știați ca o ce a spus că fiica lui domnul Cianchelor e campioană. A, știi. Știi. Cetățean, cetățean de onoare al comunei. Și cetățean de onoare al comunei. Nu, că e numai una și nu cred că o să mai fie către ei. Noi nu o să mai fie. Ce-am întrebat? Nu se știe, să mă așa de asta s-a vrut să spune. L-am felicitat și pe domnul și pe Diana care a fost foarte bine. Și că era activitatea acum acestea. Mai sunt și lucruri bune. Mă uitam la mâinile ei, domnule. Avea niște bătătudiți, era mie să te uita. Atâta mult înseamnă pentru la gimnastică și felicitări o dată pentru că a dus o glorie nemaipomenită. Și ei și părinții lor. Și părinții. Părinții. Ești campion așa că stai la birou. Muncă. Campioane nu zi la birou. Ce vreau să zic asta? Aș vrea să văd că mai sunt și alți locuitori a comunii care se ocupă de chestiunea asta, care se ducă vestea comunului și așa. Iată mai avem una. Nela Duhu este una dintre cântărețe pe care mulți nu de comune nu le are. Dom'le, felicitări pentru această femeie, pentru că nu vreau să mă depivează de persoana, dar este o femeie care știe să cânte și ne-a cântat avutul și privirea când vine de a spăcea. Felicitări și pentru ea. Dar nu vezi cel de mănăstire. Poftim? Nu vezi cel de mănăstire aici. Păi nu vezi cel de mănăstire pentru că omor conducerea primăriei n-a organizat asta. Reprezintă ca și nu reprezintă felul de scene și la mână. Da. Domnul Ciobotar, vă rog să mă scuzați, am o problemă și... Domnul Ger, lăsați încă sala la viață. Da, da. Da, da. Domnul Vici. N-am încotro, trebuie să vă mai aduc din nou aminte, să vedem ce facem cu transferul ăsta al drumului până la gura lacului, de la Ospor, către Mănăstirea Cașa. Pentru că mă doare. Și nu mă doare mă sunt suficienți cetățeni acolo care strică și căruță, nu numai mașină. Da. Când se poate rezolva treaba asta? Eu am notez încă, dar nu am niciun... niciodată. Așa, din cum mi-ați dat un răspuns, de, trebuie să dorm până cu 100 de ani. Câteodată realitatea doare. Bun. Drumul ori. Drumul ori e sub orice critică. Deci... ar trebui o leacă produit și la domnul. Dar cu utilajele care le aveți, faceți domnului la cazanul ăla de țui cu o traversare prin râul ăla. Trecem cu căruțele, trecem cu tractoarele, cu mașinile. Trecem acolo. Ei, nu se poate trece la nici stânga, acolo. La stânga? La cazanul de țui, acolo, la... Când a venit problemul este de pus o mașină din balastru, cum a fost... Dar nu e de mașină, domnule, că un buldozer ar putea face în dreapta și suficient de bine să poți să... Îmi pare că sunt utilajele, nu avem în dotare buldozer. Păi decât să-l fi plătit aici, de la de-al pot, s-a stupat, cum a stupat pisica, oția care a făcut acolo, nu mai vine. Păi, deci, corect, nu când avem un datare, buldoză. Bun, dar buldo, dacă vine și pune în gardul pământ și vine și îl îndreaptă acolo, să pot. Nici căruța nu poate, nici cu tapul. Spuneți-mi, unde și punctul A. De la cazan de zuică de la domnul Coraru, trebuie să are apă. În apă sau în albi? Până în albi. O construi fără aprobarea noastră aici. Iardesul i-a dat amendă, i-a sistemul cărurile și cu asta gata. Cum dar funcționează, merge antena. Sigur, am mai făcut dar ce nu vreau să mai poate, e gata. Dar gata, dacă nu trebuie să-ți facă branjamentul electric, unde trebuie? Cum pe unde trebuie? Dar nu-i făcut.
Păi nu-i făcut puterea tuturor dumneavoastră, nu aveți un litigiu. Păi e litigiu, păi ce face cu el? Primarul, judecător? Acum sunteți în litigiu, nu? Mama e de care acasă, dar așa, dumneavoastră. Ia-mi lovie de tentacul. Deci, conform legii, ei au fost amendați, li s-a dat sistarea lucrărilor. Ia, construit puterea dumneavoastră? Păi, am acroșat pe o toamnă, de acolo. Pare spate. Am fost împreună cu domnul Găvădiș și cu domnul Lazar într-o acțiune acolo pentru clarificarea situației cu inventariere. Da, la inventariere. S-a spus și a rămas aici stabilit, am fost cu toții de acord, să înceapă vânzarea la oameni cu 30 de lei metru cub. Da. Nici în ziua de azi nu o să vândă niciun metru. Ce se întâmplă acolo? Da, s-a votat 30 de lei. Da, 30 de lei. Și nici în ziua de astăzi nu s-a vândut un metru. Cu aia probabil nu s-a vândut, dacă noi poțin local am votat lucrul ăsta. Cu ei se vin dilemul ăla, în final. Nu s-a scos la vânzare datorită faptului, deci ceea ce a spus domnul Agă. Da, da. Este foarte multă masă de masă căzută ulterior. Acțiune de marcare. Ia uite al vreo. Da. Asta s-a spus tine, doamne. Nu-i căzută deci nicio masă de masă. Sunt rupturi doborători. Rupturi doborători. Domnule Vicio, rupturi erau și atunci. Erau acolo. Da, dar nu erau marcate, nu erau pus în valoare. Și atunci, el motivează în felul următor. Dar de ce n-a spus treaba asta, doamne? Eu îi dau cu 30 de lei omului, se duce în pădure și el nu ia material rest. El ia material rupt. Ruptura aia nu există. Au avut grijă pădurare și ei. Asta vreau să scot în evidență, că rupturile erau și atunci. Să duceți liberare. Că din rupturile măsesele doar vârfurile. Doar Rumenuș. Deci, ca să înțelegi. Asta este un răspuns evaziv, ca să-l creadă fraiere, dar nu-l cred. Nu, eu cred că le-am urmărat. Cred că le-am urmărat. Nu, vorbesc aici cu oameni. Eu vorbesc aici cu oameni. Și domnul secretar a spus că activitatea cetățenilor din comună, printre altele, e și exploatarea de materialele noastre. Care materialele noastre, domnul secretar? Care? Unde cine se merge la pădure să exploateze? S-au făcut ca mașini, s-au gata, s-a terminat. Deci Dărin a început că împrăștea toți cetățenii din pădure, s-a continuat în continuare cu alți potenți. După raza comună și acum nu mai e. Acum te duci la drumul auto, să-i cumpără lemn și-ai plecat și pasta basta. Dar unde mă exploatează? Arătați-ți mie, unul care duce cărța la deal la exploatat. Da, dacă duce la deal, să duce la muncă, la domnul patron, la domnul... Păi da, dar așa e democrația, domnul. Așa e condusiv. Păi da, domnule, dar vin iarna din nou și sunt, e nevoie de lemn. Să nu mai spun problema cealaltă, că am cerut, de, cred că nu știu câta oară, să vină aici prezent domnul șeful Ocol, că aveam destul în cază că ăsta e stat în stat Ocol ăsta la Măsirea Cașa. Așa? Inclusiv cu prezența polițiștilor din comun. Nimic. Nimic. De ce? Vis-a-vis de... Nu știu dacă domnul... Nu, domnule, odată PAN are o obligație să vină să-și depună raportul de activitate pe linii 4 și ordine. Nimic. Poliția. Da. Și raportul de... Și nu știu cum eu contra ești, de un stat cu oameni. Primarul este stăpânul comunii, nu? Primarul este stăpânul la Ocolul Sirmic, care... Nu, domnule, dar nu. Deci Ocolul Sirmic este regia autonomă. Regia autonomă. Litigiile care au fost semnalate s-au rezolvat. S-au în solicitarea anchetă la fața domnului. Domnul, asta a spus firul, asta a spus dracu, îmi face că îmi bat ura de comandă. Păi cum, dar ăla nu mai permite să vină să-mi pună mie semn pe copacii mei în ograd. De unde îmi pute el? Nu mai trebuie să a spus. Hai, altul mai trebuie. Altul. Întrebare. Păi altă întrebare, știți ce-o pot să fac altă întrebare? S-ar putea să spuneți dumneavoastră. Hei. Nu se poate. Vă rog frumos. Nu se poate. Mai aveți? Nu, atâta, dar... Știi? Sunt vreau să spun ceva și ceva. Da, pare să dăm în cuvărul domnul Gelu. Vreau să spun că nu-mi vin și că... Păi, dar vreau să-mi întreb și eu. Că
cât dă drumul la exploatarea lemnului. Vă toții cerere, toți freacă, toți cu ce. Aici să discutăm, dar aici o problemă foarte. E o problemă cu toată grava asta. Deci face la licitație, în parte. Nu ai văzut ce a spus, halul și legal. Câte vreau întrebări la ce să mai fac? Mă, deci acum, întrebare. Deci știi că licitația și cetățeanul la comuna Mănăstirea Casă nu are de unde lua lemnul pentru ea. Asta e problemă. Eu ce am spus, vin iar, acum am de nou. Fac, fac. Asta e problema. O partidă care tot sunt deci să nu 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 nu să 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 o să meritim, o să în curțile oamenilor. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar să aduce în curțile oamenilor, dar nu e adevărat. Da, domnul Mici, faptul că se modernizează drumul la Pogul și se duce până așa, până sus, sunt chestiune foarte bună, oamenii sunt mulțumiți. Doar că merge o vorbă. Că drumul ăla se va asfalta și se va, și s-a modernizat, dar pentru faptul că va fi o exploatare de lemn. Asta e tot cu drogul, ce vă spuneam. Nu. Ideea este că poate să fie și exploatare de lemn. În momentul în care se va face exploatare și va trece mașini de tonaj... Dar în care ai drum, drum comunal, o să, cine, cine o să treacă acolo cu lemn, o să trebuiască să plătească o taxă. Bun, va plăti o taxă, dar taxa aia ar trebui undeva cuantificată și strânsă pentru casele sunt vechi. Și dimensiunile sunt mari. Și se vor strica casele și atunci omul va veni la primărie și primăria va fi compleșită de cele. Dacă mergi cu 5 la oră, nu vrei. Dar nu mergi nimeni cu 5 la oră. Dar camionul ăla va merge cu 5 la oră. Așa cum sunt interdicții pentru 7 toni și atunci... Da, maxim 7 toni jumătate. Că dacă ne atunci cu 40 de toni de material lemnos, cu 20 camion. S-a ajuns și vrei să vedem. Nu avem o interdicție la acolo de așa. Trebuie să trece cu... O să, o să vedem de stelea băieți cât de curând. O să ne spargă de valorare. Nu, înțelegi, înțelegi exact. Da. Asta nu se mai înțelege. Nu înțelege. Nu înțelege. Sau cu hartă să facă și strada să fie stricată, dacă nu vreți. Deci drumul comunal e făcut să respecte, să țină 60 de tone? De-aia nu trec? Pe drumul județean. Dar nici ăsta nu-i făcut pentru 60 de tone. Asta l-am început deja să se crea. Nu-i făcut să trai de tone. Nici de acum, că l-a făcut drumul. Păi da, dar dumneavoastră puteți ieși în stradă și să... protestăm că e trece la cu 60 de tone. Există autorități. Du-te la poliția, du nu mai departe. Poliția. Dacă lăgat, nu este acureantat, îți face geamul din gata, că fac băieții, se pun la urmă. Cine îți face geamul? Păi, băieții de acolo. Care ce cetățenii. Nu, 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 la podul cureții până la curții și drumul. Băi, înseamnă că te sfințați un post de poliție, te sfințați tot ce se mai ține cu oameni. Dacă e scrie 30 de tone acolo și îl mergi cu 60, problema. El are un proces de... Mă, metru cub, de fapt, are 900 de kilograme. El are 50 de metri cub, a trecut în ap, 5 ori, 45 de tonii. Clar, e dat la mine. Tu înseamnă 15 tonii în mașină. Și aici, la noaptea, la ora 1, și ceapurile mele, și mă, da, hai să o plăm la noi. Zic, a fost să dăm. Să-și poate să dăm. Numai la ori târzii. Păi, da. Și poate să dăm. Așa să ne luăm în zemlele mea a trebuit să pun un lucru. Și corect? Și corect? Deci ce facem cu fotbolul? Domnul Damian, da, din ședința trecută, v-am luat la cunoștință că deteriorează drumurile între pășuri. Deal Popii și Deal Sfântului, Turelor Roșilor. Era de datorie asociației de Gonăș. Da, să le facă drumurile astea. Nici nu au tratat cu fi. Nici nu au luat în considerare. Și a mai fost o dată discuția. Da. Sotul meu a lăsat cerere pe un vice la dumneavoastră. Pentru dealul stânii. Au o grămadă de bani casați de la APIA pentru pășuni.
bani care ar trebui să se refacă bunurile astea. Pentru ce ține? Pentru ce? De ce nu-i cheltuiești? Pentru dovândă, domnul. Când se organizează licitația de mână? Dacă nu se le... Să facem noi, să le facem noi drumurile astea și pe ei singur să... Nu, că oamenii răstoară căruțele cu fân. Vin de acum să... Mă poți să ajung? Da, o să care fânul. O să înceapă să care fânul, după dreapta. Deci... Animalul și nu... Picioare, pe acolo când plouă. E durere. Eu am stat ceva cu genia un pic și am... Da. Mi-aduc aminte, domnul primar, vorbesc că o să ai o discuție cu... Noi îi putem forța foarte ușor. Le reziliem contractul de prelungire a pășunului. Li s-a prelungit contractul pe 5 ani. Nu e pe 5 ani. Li s-a prelungit contractul, dar începând de anul viitor. A dat la fiecare. De anul viitor. Asta vreau să vă explic. Ei, rezilia contractul acum? Automat rezilia contractul la toți oamenii care au contractul. Contractul în vigoare începe din 2018. Nu știu. Deci poate de asta a fost discuția, l-a întrebat de la... Acum se întâmplă de spate la licitație, ia. Și spate la licitație? Pășune. Pășune, da, șune. Să treacă. Și atunci va fi corect. Bine, până atunci a trebuit făcut asta. Am înțeles. Trebuie făcut de drumul. Păi nu ești. Da, da. Prin aia, deci au zis că au dat terenul în administrarea asociației. N-are niciun statut, n-are niciun calitate, n-are niciun membru Consiliului de Administrație la asociația asta. Ce altceva? Cum? Azi, local nu. Dar, primăria, nici prin primarul, nici... Deci cum ați dat un teren la cineva să-l administrezi degeaba? Nu e dat în administrare, e dat în... Închirie. Așa știi, deci concesiunea, am luat bani și interesați la ce? Așa, e doar la vas. De ce? N-am nicio obligație față în teren. Și mai simplu lucru. Da. Normal au o obligație contractuală. Să se angajează, să facă drumuri, să parcereze, să... Dar cine e contractul? Păi cine e contractul? Asta vă zic. E răspundul ăsta și consiliul să-și facă treaba. La consiliul adunării generale. Trebuie solicitată adunarea generală. Da. Și revocăm consiliul de administrație. Cum am consiliul de administrație și cu asta bani. Doar banii nu poate să ia cu genial și cu cătălistele și cu ea de asta. Mai e o problemă. Mai e o problemă. Cum se poate face? Deja ai suficiența legii. Eu zic așa trebuie făcut. Sunt asociația pădurilor. Dacă lor e frică să ia, să facă proiect, să facă ceva, pe nu. Bănuiesc că cineva este rău intenționat. Lui e frică să nu intre la mitidica. Și el decât să facă un proiect, să facă un drum, să plătească, să fac, el tot timpul că-i spun. Păi, tu făcut ăla, ai spun. Ai spun. Bă, fratele meu, faci treaba, ai spun de vis. Local și cu asta basta. Eu așa vă lucrurile, asta de vorbim cu el. Mereu asta. Băi, nu știu ce să zic. Vreau să zic, e incertă situația asociației asta. Ea e asociația pădurilor. Au un status și creșterea animalelor. Au. Dar membrii ăștia care au venit cu animale în asociația lor, n-au niciun statut față de ei. Nu știu, de simplu chiniași. Cu toate că cei care au animale sunt mulți mai mulți decât membrii asociației pădurilor. N-au o adeziune semnală? Nu, domnule, n-a dat nicio adeziune nimică. Deci, ei bani datorită acestor membri crescători de animale. Eu interesează de animale, nu interesează. Da, nu, interesează banii care vin de la tine. Acum se ia pe proprietate. Se ia pe proprietate. Nu e, nu ai știut, dar nu e mai aia. Așa, că nu știam asta, s-a dat pe proprietate. Dar eu ce rol am, eu vin cu animale, nu? Eu ce rol, ce statut am eu, ce pot să-i cer eu în cazul asociației? Deci eu trebuia să... Eu dacă am o plângere, cu inimă. Nu, trebuia să depui o cerere pentru obținere de teritoriu, din teren, ca să poată scoată aia. Nu la data de 15 aprilie, mă rog, ca eu pot, ați fost așa de la asta am făcut, asta nu e. Bun, și eu trebuia să-ți dau un răspuns.